Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Lamele de Azi. Pe shop este Legendary Troll Loot Truck Lama. O lamă care numai 1500 de V-Bucks numai. Doar dacă sunt 3-4 mitice. Doar dacă sunt 3-4 mitice. Pentru că pentru 400 de V-Bucks o mitică, da, ar merita că dacă ar fi 4. Dar altfel nu merită. Pentru că pe lângă le-a 4 mitice, ți-ar mai da și tichetele acestea și niște chestiile care poți da recycle, mai ales la Defender și Survivor și ce o să mai dea pentru a le lua manuale de Survivor. Așa, deci chiar, nu merită. Și șanse ca să pice 4 metri sunt extrem de mici. Deci dacă vă pică, chiar aveți un noroc enorm de mare. Și Avrilama care, uite, epic, deși albastră și epică. Dacă era aici în loc de epică, legendară merită. Pentru că orice item legendar din această lamă merită. Și legendary sources, lamă 1500 de V-Bucks, o lamă care îți dă o cantități, poți să cumperi la două lame, deci poți să-i pasă să vezi care e următoarea, dar nu merită. Nu o cumpărați, nu merită. Ca șansele ca să primiți 4 mitice sunt mari. Dacă aveți 4 mitice, cumpărați-o. Dacă nu, nu. Hai, ne vedem la un nou episod din Lamele de Azi. Hai că n-am închis video cum trebuie. Salut, salut!